Okay. Gata toată lumea? L-ați făcut o bucurie copiilor aici, s-au bucurat să vă văd. Cred că ar trebui să facem mai mult. Și mai ales copiilor care au nevoie. Ar trebui să ajutăm mai mult. Nu numai noi, cât și oamenii care au dispun de bani. Banii necesari să facă chestiile astea, pentru că așa se bucură și ei și se simt și ei mai bine. Ai avut și tu parte de astfel de întâlniri cu idolii când erai copil? Da, eu mă duceam la meciuri și vedeam acolo, vedeam pe stadion. Nu, cred că putem să ajutăm mai mult copiii care au nevoile astea, nu știu. Cred că putem să fim oameni mai buni totuși. Cum te simți printre atâția copii? Bătrân, nu, mă simt bine. La orice vârstă ajungi, sufletul rămâne tânăr. Mi-aș dori să am încă 20 de ani, dacă încă o să am 20 de ani. Dar e imposibil, n-avem cum să schimbăm asta. Ai primit și un cadou de la unul dintre băieți. Da, va fi un cadou care va rămâne în vestiarul Rapidului, dacă încă. Ce cadou va oferi? Contează, e un cadou, o căsuță. O căsuță și căsuța rapidiștilor? Va rămâne în vestiarul Rapidului și sperăm să ne poarte noroc în tot ceea ce vrem să facem mai departe. Și voi ce le-ați promis copiilor? Pentru că probabil toți rapidiștii mici așteaptă. Noi le promitem că... Depinde la cine vă referiți. La care dintre ei vă referiți. Noi le promitem că vom da totul ca să putem să ne îndeplinim obiectivele și promite că vom face totul pentru Rapid. Și pentru tot ceea ce înseamnă Rapid, inclusiv copii, seniori și restul. A picat bine pauza asta, așa, pentru voi, nu știu cum. Dacă e să luăm în considerare meciul Faro, cred că a picat bine, mai ales că un meci în care nu meritam să pierdem și am ratat o grămadă, dar cred că a picat bine pentru că ne mai liniștim un pic. A fost euforia asta după meciul cu FCSB-ul, care am avertizat și am spus că nu trebuie să facem într-un meci pe trecere, dar s-a mai întâmplat și ce s-a întâmplat cu Liviu, cu... În sfârșit, chestii care... Ne deranjează fotbal, dar na, ce să facem? S-au liniștit lucrurile și în galerie și că la meciurile viitoare de acasă vor fi alături de voi și vă vor încuraja cum au făcut tot până acum? Nu știu, eu consider că suportul Rapid trebuie să fie alături de Rapid, dar și noi, jucătorii și restul, suntem alături de Liviu, pentru că nu știu ce s-a întâmplat, dar dacă s-a ajuns în timpul unui campionat să fie condamnat pentru torță și asta când au fost nu știu câte meciuri în care au apărut torțe, fumigene, petarde și restul, nu știu. Nu vreau să fiu ăla care începe teoria conspirației că e ceva împotriva Rapidului și n-am ce să fac. Dar, nu știu, viața în tribună e altfel. Și cred că spectacolul... Da, nu sunt de acord să văd că se aruncă torțe într-o parte în alta și mai sunt și... Nu, da, noi suntem obișnuiți. Că se aruncă în altă tribună unde poate mai sunt copii și nu sunt de acord. Dar să scoți o torță și să aprinzi o torță la un meci și să cânti pentru echipa ta și ar deranja pe cineva, nu știu, nu. Asta e părerea mea, strict personală, nu vreau să influențez nimic. V-au influențat atunci toate evenimentele astea? Adică... Nu știu dacă pot spune că da sau că nu. Singura chestie că s-a vorbit în acele două zile și ceva, s-a vorbit foarte mult și cred că subconștientul lucrează la fiecare în parte, în funcție de cât de mult te interesează sau nu. Dar cred că și-au găsit momentul pe ideal să nu cânte, să nu... Bă, aveați nevoie de încurajări perioada aia. Stăți în lupta aia acolo. Nu o să stau să spun dacă Galeria Rapidului și-a găsit momentul ideal sau nu. Singura chestie care o spune că toți care venim în tribună și toți care suntem prezenți pe teren trebuie să venim pentru Rapid și atât, nu pentru altcineva. Cred că Rapidul primează în fața tuturor, indiferent că te numești săpunarul, indiferent că te numești orice alt nume, da? Noi venim și lucrăm pentru Rapid și muncim pentru Rapid și cântăm pentru Rapid, pentru că echipa asta o iubim. În rest nu o să stau să spun de ce. Sunt supărați cu toții pentru că Liviu este unde este, dar nu o să stau să am eu discuțiile astea despre galerie. Vei fi cu ochii și pe echipa națională în această seară? Nu mă că voi fi cu ochii. Îmi doresc ca echipa națională a României să câștige orice meci în care este angrenată. Iar acum îmi doresc ca Edi să vadă pe ce jucători s-ar mai putea baza la campionatul european. Îmi pare rău că portalul nostru nu este nici măcar pe banca de rezerve, da? Aveți un fost portar. Cum? Aveți un fost portar. Păi avem un fost portar, avem un portar care a demonstrat că merită să fie la ora actuală portarul echipei naționale României. Dar cred că și Ioane a demonstrat că este un portar de valoare care merită să fie în lotul pentru
euro. Îl veți ajuta pe Ioane să prindă lotul? Da, nu mai bine euro? Să ne ajute el pe noi. Nu, să trastă, vom încerca să ajutăm. Aș ajuta orice jucător român să prindă euro pentru euro, să prindă lotul pentru euro, pentru că în primul rând reprezintă România. Nu știu dacă contează de la ce echipă provine. Dar de la Rapid, dacă aș putea să duc, aș duce toți jucătorii de la Rapid. Numai să ajute toți echipa națională României să se califice mai departe, nu? Dar mai bine el să n-aibă de lucru totuși la echipă. Mi-aș dori din suflet să n-aibă de lucru. Nici măcar eu să n-am de lucru. Să aibă de lucru atacanți. E o experiență de bifat în viață în turneu final? Nu știu, am fost la două. Este. Cred că acolo sunt cei mai buni jucători al țărilor respective. Dacă ești la un turneu final să nu fii prezent, nu-ți dorești. Care crezi că e a tu aceste naționale? Ce are naționala asta? Ce are naționala? Da. Ce are naționala? Păi n-avem echipe în cupe europene. Da, toți nu jucăm. Nu putem să avem echipe în cupe europene, că am spus-o și o spun și eu și vă spune și Gică Hagi, nu știu cât, și vă spunem toți. Noi nu avem echipe în cupele europene pentru că merg câte 4 echipe din Anglia, 4 echipe din Spania, 4 echipe undeva. De ce? Vi se pare normal? Când se spune Liga Campionilor și campioana României joacă al 4-lea tur preliminar sau dacă erau 10 tururi, 10 tururi jucam. După aia spunem că, domne, că fotbal de România, păi eu ce bani câștig din cupele europene? Dacă eu am câștigat campionatul România, de ce nu mă primești în Champions League și oferim și mie 15 milioane? Și atunci să vedem dacă și în România, și în România nu o să vină jucători de 800, 900, 1 milion pe an. Și avem și mulți jucători care nu joacă în prezent. Avem mulți jucători care nu joacă tot de la asta. Nu avem jucători care nu joacă. Că... Ținând cont diferența de salarii care sunt între România și echipele de afară, preferă salarii și preferă să ducă să-și facă viața mai departe, nu? Adică nu... Aș vrea să văd și o dată, nu spun că sunteți voi de vină sau presa, dar aș vrea să văd și mai multă, nu știu... Mai mult nerv din partea românilor, că de fapt noi nu suntem judecați corect, cum nu suntem judecate și țările din Est, în general. De ce să fie 4 echipe din Vest? Că se vinde mai bine acolo. Păi se vinde mai bine acolo, că acolo sunt toți banii. Ce bani se investesc în România? Se investesc bani pe alte părți și ne iau tot. Ce bani se investesc în fotbal în România? Spuneți-mi și mie. Comparativ cu cei afară. Mai investesc 4 unii. Păi investesc 4 unii. Investește domnul Șucu, investește Gigi Becali, investește, nu știu, domnul Varga, nu știu, investesc. Dar au puterea să se bată cu un miliard drepturi TV? Cât sunt drepturi TV în România la ora actuală? 30 de milioane. 30 de milioane. Și la Liga 1 miliard. E comparabil? O să spună, da, nu sunt fotbaliști pentru că nici nu sunt salariile. Dar bine... Eu consider că campioana României trebuie să joace în Champions League, câștigătoarea cupei trebuie să joace în Europa League și o echipă minim în Conference League, calificată direct. Cum ți se pare acest play-off? Că deja au început așa să se ascută săbile între eu v-am spus de, nu știu, cred că acum 4 săptămâni sau nu știu la ce merge, v-am spus că va fi un play-off interesant, că nicio echipă nu e campioană de nimeni acum începe play-off-ul sau cum se termină campionatul regular. Nu, dar e mai și sunt 9 meciuri. De la distanță, declarații n-am mai avut de mult. Care război declarații? Că n-am. Între domnul Șucu, Gigi Becali. Dar nu mă băgați pe mine între declarații la jucători. Știu, nu, dar zic. Nu, eu am războiul meu cu jucătorii de la. E ca pe timpuri? La asta mă refer. Nu știu la ce vă referiți pe ca pe timpuri, nu știu la. Când se certa cine cu cine. Când erau 2000, discuții, erau tensiuni. Erau discuții la televizor. Maria mea. Polemici. Dacă l-ați văzut pe domnul Șucu să aibă declarații care au fost până anii 2000, sincer. Nu, la nivelul. Și atunci, nu. Cred că cel mai interesant duel este al nostru, al jucătorilor, nu? Indiferent că se mai creează o discuție pe la televizor, nu știu dacă e mai important un duel între patroni sau între oricine altcineva decât între fotbaliști. Nu, și suporterii vin la stadion. Asta, așa de stare de ce? De nu am nicio tensiune, noi nu avem nicio tensiune. Nu, mi-am luat-o dimineață, 12 cu 7. De ce să am tensiune și pentru cine? Pentru am tensiune pentru Rapid și atât. Pentru lupta la tipă, da. Păi eu dacă pot, vreau să ies campion. Și dacă avem și un pic de noroc, că trebuie să ai noroc în fotbal, că altfel nu poți să fii campion. Avem noroc și dacă dăm ce avem mai bun, eu zic că avem echipă, avem lot să fim campioni. Dar asta depinde numai și numai de noi. Atât. Nu mai împiedicați voi. Păi, dacă noi câștigam meciul cu Farul,
discutam după aia ce va fi. Acum am pierdut meciul cu Faro, trebuie să luăm de la capăt. Avem și la Craiova, meci important, cu o echipă valoroasă, o echipă care e în play-off, o echipă care merită să fie în play-off. Sepsi fără 5 jucători, ca să nu mai intru în discuții, că se supără știu eu cine. Cât de cât au făcut față împotriva FCSB-ului, care a fost cu aproape lotul întreg. Mai... ce să vă mai zic? Mulțumim! 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 Mulțumim. Mulțumim. Da.